sunt arhitect, urbanist, mai nou sunt și licențiat pe licență energetică. Activez și ca și coordonator al grupului de lucru al grupului arhitecturii din România și am un interes destul de direct și profund în a oferi o șansă de a renaște mediului rural din România. Dacă nu vrea să fac asta, la ora asta nu mai eram în România. Bun. Este extrem de important să valorificăm inteligent resursele care există în mediul rural. În momentul acesta, unele sunt valorificate inteligent, altele nu sunt valorificate, altele sunt risipite, cum veți vedea pe slide-ul de următoare. Un slide despre grupul rural, cu ce lucrăm noi, folosim arhitectura și educarea populației, tocmai în spiritul a redescoperirii și ducerii mai departe a valorilor românești, a valorilor de pe teritoriul României. Și, de asemenea, tocmim documente ce vor reprezenta intervenții în mediul rural pentru a nu ne pierde identitatea, pentru a duce mai departe toate zestrea culturală care a ajuns la noi și unii dintre noi nu știu ce să facă, alții o risipesc. Noi facem, găsiți pe masă, sunt niște ghiduri de arhitectură. Vedeți toate zonele acestea colorate. Acestea sunt zone cu specifice locale, rurale diferite din România. Sunt undeva, noi am identificat undeva la peste 50. Ordinul arhitecturii care o fac parte se ocupă ca fiecare zonă identificată să aibă câte un ghid care să folosească celor care autorizează investiții acolo, construcții, să folosească populații, în primul rând, să nu mai vină cu tot felul de importuri culturale din Spania sau din alte părți, și să folosească materialele și tehnicile locale care sunt eficiente. Și o să vă trezesc despre asta. Aici se vede, mă pic înapoi, zona Răzoc și Bărgău, o găsiți în ghidul respectiv, dar sunt ghiduri, eu, de exemplu, am fost în față, poate ai lucrat pe cele din zona Clujului, dar vedeți. Suntem undeva la 60 de arhitecți care am lucrat pe ghidurile astea și pot să spun că ultimul arhitectul NASTA în domeniul ăsta a oferit populației și mai nou populația față de ele și le folosește. Ar vrea să le folosească și primar. Bun, mergem mai departe. Vedeți ghidurile? Ele dau nu numai exemple de așa, da, așa, nu. Ele spun exact unde, cât, cum și de ce trebuie folosite resurse locale, meșterii locali și cum anume putem ajunge în secolul 21. Nimeni nu vrea să trăiască la modul cum a trăit bunica, toți vor igienă, confort și spații de secolul 21. Trebuie să știm cum le dăm ca ei să le poată prelua și să se bucure de ele, iar ghidurile astea ajută în acest sens. Pe lângă aceasta, noi am, tot grupul rural a făcut această harta a meșterilor construcții. Și în momentul în care vorbesc, sunt colegi de-ai mei care fac teritoriul României, identifică meștere, îi cartează și dau aceste informații pentru cei care vor să folosească meșteri, atât cât îi mai avem înainte de emigrat toți. Trebuie să fim responsabili și trebuie să le oferim de lucru. Mai departe. Pe lângă asta, tot grupul rural mai face aceste școli de vară în care și tineri, dar și studenți de la construcție de arhitectură învață meserii. Asta, de exemplu, școala de la Bunești, este ambulanța monumentului, care probabil nu ați auzit. Și sunt pe diferite tipuri de meserii, dacă intrați pe site-ul ăsta, veți găsi zidar, pietrar, șingrilar, vărat, tâmplar, fierar și așa mai departe, și cum sunt ei distribuiți și contactele lor. Mai departe. Bun. V-am spus din echipa în care fac parte de ce facem chestia asta și cam la ce amploare facem. Acum, mediul rural poate fi așa, poate fi așa, poate fi așa sau așa. Acestea sunt casele celor care au plecat și care nu și le mai termină niciodată, nu se mai întorc. Acestea sunt casele celor care s-au întors și au făcut ce au făcut pentru că, în fine, autorități sociale nu s-au impus. Și acestea sunt, astea chiar o pensiune, un proiect al nostru din Moisei și care, vedeți, dacă se încadrează sau nu în spiritul locului. Dacă vă simțiți atrași de una din astea, trebuie să spuneți. Asta este o profundă locuință care revitalizează o fostă șură. Și Cătunenii e un exemplu, o să discutăm mai târziu. Te rog. Arhitectura responsabilă este un vehicul la dezvoltare durabilă în mediul rural. Ce înseamnă asta? Arhitectura responsabilă este acel gen de arhitectură care folosește, cum spuneam și eu să repet, materialele locului, tehnici.
specificile locului, dar aduse la nivelul și standardele de secolul 21. După cum ați auzit și în directivele Comunității Europene, peste tot se vorbește de această, cum spun, coordonare și direcționare către ecologie și către... către ecologie și către transfer tehnologic în această direcție. Aici dăm exemplu, exemple cu lână de oaie și grilă, balos de paie, cânepă, scut și o să le și vedeți, am adus și unii aveți și pe mască, pe mese, am adus mai multe mostre care deja sunt folosite, sunt din câmpul lână imunizată, se poate folosi, să nu va primi niciodată în mod. Și mai sunt, de exemplu, este făcut din lumecul. În loc să ardem lumecul sau să-i dăm drumul pe vale, este termoizolație cu data 0032. Adică este o tehnică foarte mare. Eu folosesc, vă spun, foarte tare în momentul în care noi suntem aici, în Aiton, lângă Cluj, 10 case deja sunt ridicate la nivelul 1.0, Near Zero Energy Building, prin așa ceva, și pe structură de lemn. Mai departe, materiale naturale regenerabile ne duc la clădiri sustenabile și ne duc la noi locuri de muncă și noi surse de venit. Ce ar fi dacă în loc să aruncăm lâmna sau să o ardem, am la ușa face termoizolare? Ce ar fi dacă lumecușul, în loc să-l ardem ca și combustibil sub formă de peleți, la face termoizolații în loc de polistiren? Ce ar fi, de exemplu, baloții de paie care îi facem doar, nu știu, pat pentru animale, am face pereți exterior, cum o să și vedeți în exemple respectiv. Ce vedeți aici, în general, folosesc exemple de la șantierele mele. E un perete de cânepă, pereți din baloți, aici e la tuibul corbului deasupra la pudorul la afară, termoizolație cu lână. Mai departe. Și acoperit de șindilă. Exact ce vă spuneam, lână nu se arde, nu se aruncă, se face termoizolație. Mai departe. Aici ați baloții de paie, vedeți, industrializați. Totul este ca un Lego. Se poate lucra extrem de ușor. Sunt pereți între, deci, între 60 și 80 grosime. Eu folosesc 80 pentru inerție termică mai mare. Și merge treaba sună. Asta este exemplul ăsta. Nu-i șantierul nostru să-i din Germania. În general să precizez că nu sunt șantierele noastre, tocmai pentru a ști că nu e un caz singular. Deja se utilizează pe o scară largă. Mai departe. Cânepa. Asta este un șantier. În momentul ăsta sunt 3 șantiere de case cu cânepă deja în România. Asta este de la Sibiel. Ei chiar își au produs ei cânepa. Iar acesta este la Bunești, județul Argeș. Bun. Rumecușul. Uitați aici mare. Cred că peisajul ăsta îl știm toți, da? Cu rumecușul fumegând undeva lângă o vale, unde nu a fost aruncat tot. În apă. Deci aia e și poluare. Și asta este o casă din cele de la Icon, de care v-am zis, cu pereți prefabricați din lumecuș, la 40 grosime. O casă din aceasta, cu pereți prefabricați, se ridică în 10 zile de pe plată. 10 zile. Și nu e o casă mică, deci nu-i vorbesc. Mai departe. Lemnul. Lemnul, eu cred că este o mare prostie când se vinde la butuc, la Buștean sau se vinde la Cherestea. Lemnul trebuie nobilat, trebuie să adăugăm o cât mai mare valoare prin modul în care îl prelucrăm. Ce vă arăt aici sunt clădiri mari, de structuri cu 4-5 nivele, în care nu doar stâlpii, ci și planșele sunt de lemn. Cross-laminated timbre, că lemn pus cruciș, sunt plăcile acestea. Și totul vine prefabricat. Viteza de execuție este mult mai mare, eficiența termică este mult mai mare. Are sens să vorbesc de amprentă de carbon, deci din punct de vedere a toxicității față de mediu este incomparabil mai mic față de beton. Bun. Un pic mai sus. Soluția proastă, soluția responsabilă. Exact ce vă spuneam. Soluția proastă, să vinzi lemnul la Buștean sau la Cherestea. Soluția inteligentă, să vinzi lemnul ca produs finit cu cât mai mare valoare adăugată. Asta este case din același șantier pe care eu tot am exemplu, pentru că este extrem de eficace. Și ce e foarte important, toate casele astea sunt produse la 15 km de șantier.
Deci e foarte importantă și scurtarea distanței față de unde sunt lucrările. Toate astea se pot produce într-un atelier cu maxim 20 de oameni. Deci este la îndemâna oricărui UAT să se gândească la chestia asta. Vedeți, forme scurte de prepunere a lemnului. Lemn pentru gândării, lemn stratificat, grind de lemn lamelat, ceea ce am înțeles că deja se produce, uitați astea sunt grind de lemn lamelat, și panourile acestea CLT, care sunt extrem de eficiente și chiar permit deschideri mai mari decât betonul. Mai departe. Acesta este unul din proiectele noastre care primea de Ordinul Arhitecților. De ce vă ofer acest exemplu, care este cu acoperiș cu stup, e lângă Cluj? E premiul salvat pentru că am demonstrat că toți meșterii folosiți nu erau pe o rază mai mare de 25 de km și toate materialele folosite nu erau aduse de mai departe de 25 de km. Inclusiv tâmplările, vedeți ce geam mare acolo. Da. Asta va fi făcut pentru român care se întoarce din Austria, e Baumeister, și se va face cu meșterii din Sălicea și până în Dezmit. De acolo am spus toți meșterii. Asta dorim în Baia Cătunenilor, acolo unde sunt clădiri care se distrug sau unde sunt șuri care sunt pe punctul de a colapsa, putem face clădiri contemporane, case contemporane, cu confort contemporan, pentru turiști. E o zonă extrem de faină, și unde turismul trebuie dezvoltat, dar nu la modul Valea Prahovei. Genul ăla de turist, din Valea Prahovei, n-are ce căuta în zona asta. Aduce un anumit gen de consumatori care, cum să spun, aduc puțin bani și, în schimb, distrug foarte mult. Noi trebuie să educăm pe oameni prin ceea ce le oferim. Inclusiv prin alimentație, inclusiv prin obiceiuri, inclusiv prin faptul că a construi ecologic nu este ofiță, ci va fi o necesitate. Vorbim de sănătate copiilor noștri. Mai departe. Asta este casa de la Sălicea asta. Și asta a fost premiată. Aici se vede cum e folosită casa. Aici este o casă, o gradă, cum să spun, cu toate anexele. Și s-a folosit acoperiș doar acolo unde a fost nevoie. Și aici un acoperiș cu paie, dar demonstrația este din lână și din baloți. Dar absolut tot ce trebuie și pe cum e încadrată în peisaj. Mai departe. Pot să vă dau și vești bune despre România. După cum vedeți, este o piscină și un spa din Cisnărie, județul Brașov, pe grinții acestea de lemn lamelat. Din păcate, mai departe, să trebuie să un exemplu bun înapoi. Acesta este un Acesta este un exemplu bun pentru că, în general, în România, din motive care mie îmi scapă, pentru că suntem o civilizație a lemnului, noi facem totul din beton. Este incredibil cât de prost folosim lemnul la nivelul național. Beton peste tot datorită normativelor. Mergem. Clădiri de locuințe în Elveția, pentru că în România nu se pot construi clădiri cu mai mult de două nivele din lemn. Vom vedea de ce. Da? Norvegia. Vedeți? Cu 15 nivele. Din lemn. Nu vă imaginați bârna de lemn. Da? Totul e făcut ca și aici. Cu lemn lamelar, cu grinzi de lemn, cu acel cross-laminant din invers, în care fibra lemnului odată vine așa, odată așa, toate invers, tocmai pentru a avea efect de șaibă. Mai departe. Și exact ce vă spuneam, structuri și pereți la clădiri în alte care nu se pot face în România. Pentru că legislația din România nu permite realizarea construcțiilor în alte instituțiile. E favorizat și aici autoritățile și parlamentul trebuie să schimbe chestia asta. Sunt favorizate structurile de beton într-o țară în care civilizația lemnului este ignorată. Lemnul este un material care, dacă e folosit judicios și în timpul teilor se fac reclamări, este cel mai ecologic material posibil. De la ECA, de la vacă, se folosește tot. Se poate și în România. Dar, mai puțin apoi, primul lucru trebuie schimbată legislația care să permită și clădiri înalte de lemn. Vedeți un lemn superior folosit. Probabil cum știa că se vede de la distanță. Asta e o clădire de birouri din Țuilii. Da? Și se pune problema asta, dar la noi sunt putremâne. Și la ei sunt putremâne. Mai departe. Asta e un proiect care noi l-am orientat către Primăria Cluj, în care am demonstrat că în orice cartier
de blocuri din orice mediu urban, din Estul Europei, deci nu numai Cluj sau nu numai Carei sau știu eu, Băicoi sau în alte părți, există aceste blocuri gri, între care este, știți, nelipsitul garaj de tablă pentru mașini. Și am demonstrat că în loc să punem polistiren pe bloc, probabil știți că polistiren se importă, dacă nu știți, răspund eu. Și în loc să facem asta, mai bine dăm de lucru furnizorilor de termoizolații organice din România, căi până, căi până pe aerul pe guș, sau orice altceva, dar care este încă o dată, eficient energetic, primul lucru, și rezistent. Și în loc să, probabil știți, există un program european prin care se face creșterea eficienței energetice a locurilor. Dar imaginați-vă un lanț scurt de dezvoltare pe mediul rural și pe urban, în care mediul rural furnizează materialele deja, cum să spun, prelucrate și mediul urban, care are bani europeni pentru aceste finanțări de clădiri, de reabilitări termice, în loc să cumpere polistiren, cumpără cânepă și lână. Și peste vedeți o fațadă vegetată care schimbă culoarea de la un timp la un timp. Mai departe. Exact ce vă spuneam, uitați cum se poate face o clădire de locuințe cu mai multe nivele, cu performanțe energetice ridicate, în alte țări. În România nu se poate că legislația nu permite așa ceva. Noi, dacă, de exemplu, vă dau un... dacă cel mai bun exemplu, dar vi spun, noi, ca să avem acces la informații de specialitate pe structuri de lemn, până de curând, când am început să avem acces în limba engleză, ne uitam la ce fac vecinii unguri și vecini care n-au lemn, cât avem noi nici un sfert, și ne uitam ce fac ucrainenii. Pentru că la noi nu existau normative pentru structuri de lemn înalte. Nu există nici acum pentru structuri de lemn performanță. Asta trebuie schimbat rapid. Schimbări rapid, se generează locuri de muncă. Bun. Poiana Cătunenilor. Acesta este un proiect pe care intenționăm să-l demarăm alături de Silvania și cu domnul Iugan. Și va pleca de același criterii de calitate ca și la Drășuleasa. Prin folosirea tot ceea ce locul oferă, fără a se cădui locul și fără a acțiuni oameni. O facem prin asta pentru oamenii locului și ei prin ea, înaintea turiștilor, înaintea recoltelor și înaintea orice. Și putem, dacă facem un fel de investiție care are la bază principiul simbiozei, astfel încât să poată trăi și oamenii, fără a rade pădurile, fără a se cădui pășunile, și în același timp aducând și turiști. Mai departe. Deocamdată prezentarea asta, eu vă mulțumesc. O să rog pe colega mea să dea drumul la niște animații cu proiectele de care vă povesteam. Asta și după aceea celelalte. Și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Dar nu uitați, trebuie schimbată legislația, trebuie sprijiniți investitorii și atelierele din mediul rural. Dacă nu învățăm să aducem plus valoarea mediului rural, se va dori mediul rural, nu se mai avem mediul rural. Deci aici se pune problema, facem ceva, mai avem oameni, nu facem nimic, rămânem noi și cu un gol sub noi. Mulțumesc, aștept întrebări, comentarii, orice. La ce trebuie să ne spuneai în casă? La trei camere? Undeva are un proiect frumos, la Muzița, schimbă interesant. La acela parază. Pe vreme zona nu poate să facă 1300 de proiecte. Aici avem poate să vedea cei de la Silvania, cu ei vizitați. Asta pun niște capre, acolo, unde corect, unde materialele corect, unde nici cu cele corectivitate, există o diferență mai mare? În momentul ăsta, cele de lemn sunt undeva cu 20% mai mare, pentru că sunt, nu, pentru că nu există pe piață, nu există suficient pentru exact. Vă dați seama, în momentul în care, exemplu, că vine Ministerul și spune facilități pentru zonele de solare ale lui, pentru cei care, nu știu, strâng lumei ușul și îl compactează, fac termoizolații. Dar totul pe standarde de calitate. Deci nu recursul și nu facem la patra calitate. În momentul când sunt mai mulți producători pe piață, automat spre prețul scap. Pentru că crește volumul. Dacă va avea industria asta,
Păi, deci, vreau să mă întrebez, atât de teatru v-a luat unul, ci când i-a luat unul de la unul? Pentru că deja nemții s-au mișcat. Pentru că se miște, cum să spun, vecinii noștri maghiari, cum a noi care, cum sunt noi? Noi stăm cu pădurile sub noi și în loc să le tăiem și să le vine la puștea, am putea fi noi inteligenți. Noi, în momentul ăsta, suntem, scuze de expresie, dar suntem ca și echipă plantate, adică pe pământul nostru ne tăiem pădurile și nu le știm valorifica, nu le replantăm. Mie mi se pare noaptea minții. Deci hai să fim gospodari. Nimic altceva nu cer. Să fim gospodari. Și nu să ne dăm cu stângul în drept în care legislația românească nu permite construirea de clădiri performante. Deci eu așa ceva nu am luat. Și asta suntem în 2020. Astea din 90, că atunci s-a semnat la ceva. Da. Deci, revenim, prețurile vor scădea la sub. Deci acum, dar cât e kilul de vână? 200 de euro mai cu. Da. Înțelegeți? Da, și acum comparați cu polistirenul și vă spun, polistirenul este nesănătos, este importat și este neregenerabil. Adică, ați văzut ca să polistirenul. Adun un ce gaj în interior. Da, cu lumina respiră pereți, cu lumecușul la fel. Care se poate pe dar toate astea trebuie spuse. Iar lumina rezistă la 60% umiditate. Lumecușul, dacă vine cum... Uite, nu ai cum te vedeți, că... Că n-am camera pomintă, că vă arătam. Ce-am mai zis? Cânepă. Cânepă aia, deci la noi era cei mai mari exportatori de cânepă din Caia. Da, vedeți acum câte hectare sunt cultivate cu cânepă în România. Și o să ne fie jenă. Ne fie jenă, da? N-am ce să fac. Trebuie să se iasă bărbează. Iar, cum să zic? Mi-au zis și să nu cultivăm și cultivă ei. Nu dau numele din Olanda, care m-a început să cultive în România. Lângă Alba, cultivă, cum să zic, firme olandeze care inițial făceau lobby, care noi să nu mai cultivăm. Să ne facă cannabis, că nu știu ce. Prostii. Și, iarăși, nu, cum să spun, le avem astea sub noi, le știm. Toți am avut niște ciorapi de lângă, o căciulă, un sfertă și așa. Nu e nimic nou ce vă zic. E doar, hai să începem să gândim cu capul pe umeri și să folosim ce avem. Nu trebuie importat, nu trebuie inventat. Totul există în jurul nostru. Dar, cum am zis, haideți să ne uităm universul care, ce cum e, din casa alele la oraț. Hai să punem fiecare să vedem ce facem și să funcționeze. Da, mecanisme. Și mai bine decât să ești pe ciocul cu capra cinimului, deci ea lui vrea să mea slabă, dar să fie șoamea șalui. Ca și rezistență? Ca și rezistență, nu, pentru simplicitatea lumii vă face ce. Ei fac, nu vă v-ați amut, cum ar trebui de 15 nivele. Da. Eu trebuie România măcar 6. Acum, în Ardeal, nu se pune vreo simplicități. În Sud, în București, dar dar și acolo sunt calcule și acum putem deschide ce să vedeți în construcție în toate țările și cu securitate. Deci, cum dată, nu ne-am inventat noi, lăsând de când mâncat noi, nu trebuie decât să deschidem o fișă de aplicare. Întrebări? Și nu uitați, generează locuri de muncă. Când sunt locuri de muncă și bine plătite, oamenii nu mai pleacă. Pentru mine e important să nu plece.